Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și crește moralul să poți. Bună dimineața! Bine v-am regăsit la cafea. Nu prea am găsit cafea în ultimul timp și de aceea am luat o pauză de la emisiune. N-am găsit cafea bună. Deși la Piatra Neamț există un personaj care chiar face cafea. Da, se mai întâmplă, ca să spunem așa. Deci, după o perioadă destul de lungă de timp, ne întoarcem la cafeaua de dimineață, pentru că, nu-i așa, am avut evenimente. Evenimente importante, ca să spunem astfel, evenimente care au dus la o nouă configurare, sau mă rog, la o confirmare unor configurări în partidele politice din Neamț. Dacă ar fi să ne luăm numai după aspecte exterioare, am putea spune că din județul Neamț, așa cum pe vremuri în istoria antică, toate drumurile la noi, toate drumurile politice sau majoritatea drumurilor politice duc spre Roman. De ce spunem asta? Pentru până la urmă, nu-i așa, Romanul a devenit un fel de capitala politicii, să-i spunem, de dreapta din județul nostru, pentru că acolo sunt politicienii care încearcă să se agite și să creeze o opoziție reală la Ionel Arsene, nu la PSD, că PSD-ul înseamnă chiar Arsene în momentul, încă înseamnă Arsene în momentul acesta. Bun, să ne luăm pe rând. A fost congresul, congresul local al PNL, care și-a ales o nouă echipă. Lucrurile au fost destul de agitate, oameni buni, pentru că s-a scos artileria grea în Neamț, ca și în celelalte județe de altfel. Adică, au venit competitorii naționali. Pe de o parte, domnul Câțu, prim-ministru, pe de o parte, domnul Orban, președintele Camerei Deputaților, ceea ce nu contează încă foarte mult, dar și președintele în exercițiu al PNL. Domnul Câțu și-a ales în echipă, sau invers, pe domnul Lazăr. Avem imagini de la sala sporturilor, unde a avut loc acest congres cu ghilimele al peneliștilor nemțeni. Și domnul Leoreanu, nu, pozele o să le explicăm pe rând, o să te rog eu, lasă-le așa în fundal. Domnul Leoreanu, acest liberal provenit din PD, în Partidul Național Liberal, omul care întotdeauna și-a dorit să conducă filiala județeană a partidului, dar din motive pe care încă nu le cunoaștem, a avut o piedică în ultimul moment de fiecare dată. Să ne aducem aminte, 2015-2016, ce se întâmpla în PNL, care ajunsese aproape în pragul disoluției, da? A fost adus din afară Cosman Ciuc să facă organizația, a făcut o organizație, a avut rezultate mai bune și mai puțin bune la alegeri, dar i-a luat locul celui care își dorea asta, adică Leoreanu. Între Cosman Ciuc și Leoreanu a fost tot timpul o bătălie, tot timpul a fost o bătălie, chiar dacă din când în când se pozeau împreună. Acum, Câțu a mers pe mâna lui George Lazăr, sau Lazăr a mers pe mâna lui Câțu, nu știm cine a făcut primul pas și de ce. Oricum, Câțu l-a acceptat pe Lazăr, iar Leoreanu a mers cu Ludovic Orban. Rezultatul pentru Leoreanu a fost catastrofal, dacă ne raportăm la ambiții, posibilități și pedigriul politic pe care îl are. Fost primar de Roman, deputat, etc., a obținut doar 110 voturi, deci competitorul lui a luat de vreo 3 ori mai mult, dacă nu mă înșel.
Deci, George Lazar, noul șef al PNL. Întrucât alegerile astea s-au făcut cu SPP, cu tot felul de restricții, nimeni nu s-a mai gândit să-și bată capul și cu presa care să asiste la un asemenea eveniment și dinăuntru. Au intrat doar unii pe, ca să spunem așa, sprâncene alese, sau mă rog, ce-or fi alese. Noi ne-am mulțumit cu pozele pe care le-am făcut afară. Și o să-l rog pe colegul Bogdan să ne arate, de exemplu, o fotografie în care apare domnul Leoreanu și cu domnul Țapu, apar domnul Leoreanu și cu domnul Țapu stând pe scări, cea de jos, de sub mine, pe ecran. Da? Dacă observați, încercați să observați atitudinea celor doi, domnul Leoreanu încruntat, foarte încruntat și concentrat, domnul Țapu cu o atitudine tot încruntat și domnia sa, dar de câștigător, fiind în echipa domnului Lazar, deci în echipa domnului Câțu. Să nu uităm că domnul Țapu era în acel moment președintele interimar al organizației. Și au început să vină șefii. Haideți să vedem cu domnul Orban. Avem o poză cu domnul Orban când dă mâna cu mai mulți cetățeni pe scări la sala sporturilor. O avem? Da? Ia uitați-l pe domnul Orban, jovial. El spunea chiar mie că are o agendă în care are aproape toți liberalii care înseamnă ceva în organizații județene, municipale și locale și pe mulți știe după numele MIC. N-a ajutat acest lucru pentru că aici nu s-a bătut Orban cu Câțu, Leoreanu cu Lazar. Aici au fost și alte forțe implicate. Să nu uităm, domnul Câțu este prim-ministru, are în spate inclusiv bugetul. Și acum o poză care ar trebui să fie, cum să vă spun eu, emblematică. Fotografia în care domnul Câțu este în apropierea domnului Leoreanu, aparent cei doi se sărută. Deci, dacă vedeți această poză, nici nu știm cine pe cine sărută sau ce șoptesc cei doi la ureche. Oricum, este clar că dacă domnul Câțu va câștiga, domnul Leoreanu va avea probabil o problemă pentru un nou mandat în PNL. Nu pentru un nou mandat, pentru un nou mandat în PNL. O altă fotografie foarte interesantă, în momentul în care domnul Câțu face același lucru cu domnul Lazar. Acolo apare și domnul Țapu, deci imaginea este interesantă. De ce? Domnul Lazar este cu mâna pe umărul domnului Câțu, iar domnul Țapu cu masca în mână, stând puțin în afara fotografiei. Bineînțeles că apar în fotografie și sepepiștii. Nu numai ei, dar apar în fotografie. Și în fine, o poză, ultima dintre ele, cum era așteptat domnul Câțu de echipa lui domnul Lazar, cea în care stau înlănțuiți, dacă poți, ca la fotbal când se execută penaltiuri. Aoleu, ce cuvânt am pronunțat la Piatra Neamț, penalti. Sper că nu era și umbra lui penalti pe lângă sala sporturilor pe acolo. Deci domnul Lazar și oamenii lui se țin înlănțuiți ca la fotbal, la loviturile de pedeapsă și așteaptă. Domnul Câțu este cu domnul Flutur și cu un
Carabelea, care are cam aceeași poziție ca și domnul Leoreanu, numai că domnul Leoreanu stă cu un dosar în brațe. Pardon, cu o mapă în brațe. Pronunțăm cuvinte care n-ar trebui să le pronunțăm aici, dosar, mapă, penalti, etc. Deci, încercăm o concluzie. La PNL a câștigat Lazăr, fără niciun fel de problemă, pentru că a știut să-și aleagă tabăra, pentru că a fost mai aplicat în organizare, pentru că a bătut județul și a stat de vorbă cu oamenii pe care i-a convins că viitorul este la prim-ministru, actualul președinte al partidului sau la Camera Deputaților. Om trăi și om vedea ce se va întâmpla în PNL. Acum, apropo că toate drumurile duc la Roma, nici în USR Plus n-a fost o mare liniște, că au avut și ei alegeri cu o săptămână înainte. Au candidat doi romașcani pentru funcția de președinte. Pe de o parte, vechiul președinte, Iulian Bulai, din Tămășeni, da? Și Radu Samson, care este viceprimar la Roma. Pentru că a trecut o săptămână, vă putem spune că acolo a fost o adevărată bătălie, dusă cu toate armele, cu cuțitele pe masă, în condițiile în care a existat clar, nu recunoscută probabil, sau în interiorul partidului recunoscută, o alianță pentru detronarea lui Bulai. Și anume, organizația Piatra Neamț împreună cu domnul Irimia de la primărie, încă consilier doar acum, viceprimar probabil după ce se termină procesul. Deci domnul Irimia, domnul Radu Samson de la Roman și Ioan Meraru, șeful de la Plus, fostul șef de la Plus, acum nu mai avem Plusul separat. Cei trei s-au organizat în așa fel încât Radu Samson să poată câștiga. Ce reproșau lui Bulai? O anumită selecție a cadrelor care n-ar fi fost conformă cu, să-i spunem așa, viziunea de promovare din partid, faptul că s-a preocupat prea puțin de organizația județeană și organizațiile locale și de aici o întreagă bătălie. Bătălie pe fiecare om care mergea să voteze. A câștigat până la urmă Bulai, cu o diferență mică, pentru că a profitat de lipsa de experiență și de organizare a celorlalți. Două organizații au făcut proces verbal ca să poată participa oamenii să voteze, dar au uitat să-i nominalizeze. Deja avem 6 voturi care, dacă veneau, deja schimbau lucrurile, plus că 3 oameni din tabăra Irimia, Meraru, Samson de la Piatra Neamț brusc și-au găsit alte lucruri de făcut în ziua votului. Dacă toți veneau, probabil că rezultatul era altul. Deci, coaliția la guvernare națională are în Neamț conducători din Roman sau zona Romanului. Așteptăm cu interes concursul la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate să vedem dacă va fi câștigat de o persoană tot din zona Tămășeni-Roman, ca să ne dăm seama exact cum stăm. Să spunem că nici PSD-ul nu pare să ignore Romanul, din moment ce se vorbește tot mai mult în partid despre faptul că se pregătește o predare cumva de mandat pentru doamna Oana Bulai via Ionel Arsene. Oana Bulai a devenit extrem de activă pe toate rețelele, organizează pe bani proprii
pe bani proprii, manifestări la Roman, cum a fost cea cu ziua sărbătoarea ei, o manifestare extrem de amplă, cu autorizație primită de la Primăria Liberală în parcul municipiului, cu copii, cu părinți, cu ansambluri folclorice, care probabil că toate mai costă câte un pic, cu presă, cu tot ce trebuie, totul părând a fi făcut pentru a crea o imagine de viitor lider al PSD. Acum, haideți să căutăm o explicație. De ce Roman? De ce la Roman se întâmplă lucrurile astea? Păi se pare că avem politicieni mai de succes la Roman, pentru că Romanul a devenit de facto, nu de drept, centru economic și social al județului. Polul de dezvoltare cel mai important. Avem drumul E85, avem calea ferată, este apropierea de aeroport, fie Bacău, care e cel mai aproape, fie cel din Iași. Există spațiu de extindere al capacităților industriale și edilitare și viața economică este mult mai plină de trăire. Dacă faci o comparație la niște indicatori, de exemplu, consumul de apă industrială, Romanul este net în fața celorlalte zone ale județului, dacă nu cumva peste toate celelalte zone ale județului. Și, revenind de unde am plecat, de ce politicieni mai mulți la Roman și mai puternici? Pentru că marea familie romașcană funcționează. Există la nivelul real o apropiere între oamenii politici, investitori, antreprenori și administrația locală. Lucrurile merg altfel și, foarte important, acolo, în Roman, și acolo s-au întâmplat lucruri, dar nu chiar ca la Piatra Neamț, mai sunt zone păstrate în oraș, în proprietatea municipiului. Strandul, nu ca la noi, dat pe bucățele și acum te chinui ca să faci ceva acolo. Parcul, parcurile, că acolo s-a și construit un parc. Oamenii au posibilități de agrement mai mari ca la Piatra Neamț. Bine, Romanul nu este stațiune turistică de interes național, dar, în schimb, are, se pare, oameni mai interesați în conservarea tradițiilor orașului și în dezvoltarea economică actuală. Zilele trecute chiar dădeam o știre că se caută 160 de persoane care să fie angajate, mi se pare chiar necalificați, într-o nouă capacitate de producție. În condițiile în care forță de muncă nu prea este, să angajeze 160 de oameni este o aventură, dar iată că la Roman se întâmplă. Nu numai atât. Există și o diferență de abordare a evenimentelor pentru populație. Îmi spunea cineva care se ocupă cu așa ceva că a vrut să organizeze ceva la Piatra. În momentul când a vrut să organizeze, s-a lovit ca de un zid de niște funcționari de la primărie, opaci, sau cu niște lecții învățate foarte bine, care practic puneau piedici organizării evenimentului, niciun caz să bucure că el are loc. Pe când același eveniment organizat la Roman s-a bucurat de deschiderea totală a administrației și de un aflux de public foarte mare. Este o diferență de abordare. Oameni buni, ar trebui să ne oprim aici pentru o primă emisiune după vacanță. Să spunem însă că județul a avut cumplit de suferit de pe urma
ploilor din ultimul timp, sunt adevărate drame, multe dintre ele neștiute, în sate mai izolate sau mai puțin izolate. Sunt lucruri care nu vi le puteți imagina nici de la televizor, nici atunci când le citiți. Cel mai bine ar fi, adică dacă ar exista posibilitatea, să le vedeți. Oameni care s-au trezit fără case și când s-a dus primarul pe acolo, i-a spus, descurcați-vă, eu n-am cum să vă ajut, pentru că așteptăm să vină ajutoare de la guvern, noi facem hârtie și vedem. Este adevărat că de multe ori casele acestea sunt neasigurate pentru asemenea dezastre. Acea poliță, care nu este foarte scumpă, dar la fel de adevărat este că e în sarcina primarului ca să asigure că oamenii de pe raza pe care o păstoresc ei, care tot place să fie păstori ai oamenilor, deci primarii ar trebui să verifice periodic dacă aceste asigurări există. Dacă aceste asigurări există, omul are o posibilitate de a reporni. Cu excepția în care, și de cele mai multe ori așa se întâmplă, sunt oameni în vârstă, bolnavi, care nu-și mai permit să înceapă o nouă construcție, să facă altceva. Atunci au de ales între a renunța sau să fie la mila societății. Ne oprim aici. Toate drumurile politice din neamț par să ducă spre Roman. Vom vedea. La revedere, numai bine!